Aventura Maluapei prezintă. Îți place ceea ce fac? Apasă like, share, comment și subscribe. Respect, stimă și fire întinse. Bye, Coco. Pescuit la biban. Bye, Coco. Prima lansare, primul bibănaș, prima eliberare. Da. Primul bibănaș la râmă. Prima lansare n-a durat 5 secunde, da? Da, du-te leule. Azi facem un pescuit catch and release. Like și un subscribe. Respect pentru grei, stimă pentru lei. În rest, Coco, el se știe că tu ești pe meserie. Am observat o chestie. La luat pe la, am avut o râmă și pe acul 2 în vierne, da? Acum am pus două râne, nicio trăsătură. Oare de ce? O să pun câte un vierne acum, pe fiecare cârlig la râmele este atașat. Să vedem, să schimbă treaba. Ar putea ca viermele să-și aibă rolul de atracție vizuală pentru că mișcă mai repede. Vedem. Facem și experimente, da? Pare că Coco are dreptate de rău. Are urmă cu vierne, nu am putin să scot. Deci focalizeze și telefonul. Vedeți? Rămă cu vierne. Și aici rămă cu vierne, da? Am zis că fac o eliberare catch and release. Și du-te, leule! Al doilea!
Al treilea și numărătoarea continuă. Auta din aur ratare, deci râmă cu vierme, tată. Pescuit în februarie pe panga. Da? Ia uite. Râmă cu vierme. Op, op, scuze. Scuze, du-te, leule. Și fă-te mare. Fă-te mare, da? Al treilea. Da, 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 unul mai frumos, la secundă, la secundă, Coco, unul mai frumosel, da, se pare că i-am găsit și locușorul, la secundă, da, la secundă, cum arunc, cum iau, hai că mi s-a luat de gherle și dacă observați două cârlige în gură, da, deci două cârlige, da, le-a luat pe amândouă, uitați. Bun. Ne liberăm frumos. Cam asta. Eu mai am câteodată trebuie să păstrez peștii pentru că na. Are nevoie cineva de acasă, eu nu mănânc pește. Și când cel de acasă vrea, hai ce faci? Ia, frumos, mai mărișor. Du-te, leule. Al patrulea, da? Ne băgăm o râmă. Da, al cincelea. Da? Al cincelea. Așa. Cred că am nevoie de gorjor. Nehalitul e nehalit. Al cincelea, frumușel. Din ce în ce mai mari. Da, a reușit fără să rănesc. Asta e. Domnul Bibănaș. Eliberări de la forțate a la Congo. Asta e, sunt pe un alt mal înalt. Și continuăm. O să poziționez camera în partea dreaptă, să vedeți și voi de acolo, poate reușesc să vedeți pluta. Da, nu știu cât de bine se vede, e dat cu zoom pentru că, na. Dar să sperăm că se vede mai bine. Bun, o să schimb puțin momeala, că văd că
De la al cincelea încolo n-am mai ciupit până am mutat eu camera, până... O să schimb puțin momeala, să vedem. Ia uite mă, era în ea. Al șaselea, bă. Dormea, bă. Dormea. Era în ea, ia uite. Acum o să vi se pară mare, dar nu e chiar așa de mare. Că e camera dată cu zoom ca să vedeți puțin și Pluta, dar nu e chiar așa de mare. Da? E micuț, o să vă arăt la palmă. Vedeți? Da, era în ea. E, l-am prins. Nu m-a putut să iau de gorjor. Așa. Am crezut că s-a agățat. O să vi se pară mare, dar nu e. Uitați, vedeți cum se vede palma mea? E dat cu zoom ca să vedeți Pluta. Imediat să scăpăm de cărlid. Am reușit. Da, nu mai prind nici camera, nici nimic. Aici e camera. Da. Am așa arată cu zoom. O să revin. O să revin pe cadrul normal, pentru că nu știu cât de clar se va vedea. Bun, îl eliberăm și pe acesta, asta să dau pe cadrul normal. Da? Acum e pe cadrul normal. Da, vedeți cât e de mare. A dus al șaselea și ținem numărătoarea. Bun. Da, da, avem trăsătură și al șaptelea. Mult mai mic. Se pare că este activitatea azi. Mi se luase de gherle. Deci, al șaptelea. Opa! Al șaptelea. Catch and release. O să încerc să pun o Plută mai mare. Asta de plumbul pe care îl folosesc. O să dau între ape, o să las vântul să ia Pluta la vale și tot așa. Cum ar fi o căutare automat. Vedem. E mai productiv decât Pluta pe loc. Venim atunci în momentul ăla. Îl mișcă încet și îl caut. Să vedem, între ape dau. Până acum am dat pe fund. Avem 8 pe fund, să vedem cât luăm între ape. Adică dacă mănâncă între ape. Vedem. Îmi pare că ideea asta nu e genială. Ne întoarcem înapoi la vechea idee. Ah, ratare. Da. E, peștele stă pe fund. Peștele stă pe fund.
Salut! L-ai omorât? Merge ceva. Vreo 8. Cara sau? Biban. Mari, mici? De aia mici. I-am dat în balc, ia-l. Nu vrea de vreo. Questa no. 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 Gunoaiele aferente, gunoaiele. O să vin să încerc și aici un pic. În zona asta, lângă copac aici. Da? O să încerc și aici puțin. Dar o să vă arăt așa. Puțin lacul. Nu știu cum face Coco, uite de acolo îl luai. Captura zilei, tată, ia uite-ți. Captura zilei, nu știu cum face Coco, dar ăștia mari nu vor să vină pe cameră. Captura zilei, tată. La palmă. Hai să pun telefonul înapoi pe cameră, să-i facem și eliberare. Bun. Am mai încercat și altă zonă, așa. Ăsta e bimbanul, captura zilei. Bimbanul l-am luat de aici. De aici. Doar făceam o încercare să văd dacă trage aici. Apa e mult mai adâncă. Apa e mult mai adâncă aici. Așa. Hai mă. Așa. Bun. Hai. Du-te, tată. La copaci aia i-am luat. Da? De acolo. Tocmai acolo am dat. La copaci aia. Ba, momeale.
Este al 11-lea, da? Al 11-lea, micuțu! Micuțule! Cam asta e, final de partidă, am reușit să prind 11 pești, 10 mici și unul mai mărișor. Coco vă respectă, vă dă în toată stima lui și vă urează multe fire întinse.